În seara zilei de 16 noiembrie, polițiștii biroului rutier Pitești au intervenit la un accident de circulație pe Bulevardul Republicii. O femeie de 26 de ani care conducea un autoturism pe strada Arman Călinescu nu ar fi acordat prioritate de trecere și ar fi intrat în coliziune cu un alt vehicul condus de un tânăr de 21 de ani. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, dar au fost înregistrate daune materiale la ambele mașini. Conducătorii autoturismelor au fost testați, iar rezultatele au arătat că nu au consumat alcool. Ca urmare a abaterilor constatate, femeia a fost sancționată cu o amendă în valoare de 1485 de lei, iar permisul de conducere i-a fost reținut pentru o perioadă de 90 de zile.